Dragilor, bun găsit! Sărbătorile bat la ușă și inevitabil începem să ne gândim și noi la meniu. Cu toții cred că avem în familie persoane care trebuie să fie ceva mai atente la grăsimi, la nivelul de colesterol sau care nu pot sau nu vor să mănânce carne roșie. Ei bine, există soluții și pentru aceste persoane. Avem rețeta de cârnați din carne de pasăre, care sunt foarte fragi, suculenți, sunt bine condimentați și sunt o opțiune mai sănătoasă, cu mai puține grăsimi și cu mai puține calorii și mai ușor de digerat. Vă arăt astăzi rețeta pe care noi o facem de câțiva ani și care chiar ne place foarte mult. De obicei fac cârnați de pasăre din 5 kg de pulpe dezosate de pui. Am încercat și cu curcan, ies foarte bine, dar, sincer, nu știu de ce, prefer carnea de pui. E parcă mai accesibilă și mai versatilă, îmi place mai mult textura. Bineînțeles, folosim pulpe fără piele, dacă vrem să fim atenți la conținutul de grăsimi. Din 5 kg de pulpe dezosate de pui, mie îmi ies aproximativ 40 de cârnați destul de mari. Pe canal găsiți și rețeta de cârnați tradițional din carne de porc postată anii trecuți. O să vă las la final link și către rețeta aceasta să o puteți accesa ușor în caz că vă interesează. Avem nevoie de mațe de porc, se găsesc acum în magazine, arată cam așa, poate în zona voastră este alt furnizor, dar cred că arată la fel. Sunt conservate în sare și în cutiuțe din acestea în vid. Au foarte multă sare și când desfaceți pachetul nu miros prea frumos. Le scoatem din pachet, le desfacem puțin, scuturăm sarea de pe ele, apoi le clătim într-o sită în mai multe ape. Le punem apoi într-un castron, le acoperim bine cu apă și punem peste ele cam 3 linguri de oțet. Un pachetel din acesta are 10 metri de mațe și 10 metri ajung perfect pentru 5 kg de carne. Lăsăm mațele în apă cu oțet cam jumătate de oră. Chiar dacă nu au piele, pulpele dezosate mai au totuși urme de grăsime. Dacă doriți, puteți să folosiți și piept de pui sau jumătate din cantitate pulpe, jumătate piept de pui, dacă chiar situația e gravă și trebuie să fiți foarte stricți cu grăsimile. Sare, folosim sare grunjoasă pentru gătit, doar dacă vreți să afumați cârnații, e de preferat să folosiți sare neiodată, sare ca pentru conserve. Piper, eu folosesc piper boabe pe care îl macin atunci pe loc ca să aibă cea mai intensă aromă, nu folosesc piper măcinat, gata, niciodată. Am aici cimbru uscat de mine pe care l-am măcinat puțin în tocătorul electric ca să fie cât mai fin, să nu am floricele de cimbru acolo încârnați. Usturoi, de preferat căutați usturoi românesc pentru că cel chinezesc sau spaniol, cum se mai găsește prin supermarketuri, cam oxidează. Eu am aici un usturoi pe care, mă rog, pe etichetă scria că e din România. Vom adăuga încărnați și puțină apă. Puteți să folosiți și supă de carne dacă aveți. Puteți să folosiți, de exemplu, apă și un strop de vin care să aducă aromă încărnați. E opțiunea fiecăruia. Pulpele au aici un tendon sau, mă rog, un zgârci, să zicem, o parte mai tare, este partea aceasta albă, care trebuie îndepărtată. Tăiați cu cuțitul în jurul ei, să nu aruncăm prea multă carne. Pipăiți și vedeți unde este zona aceea și o îndepărtați doar pe ea. De asemenea, mai cercetați pulpele să nu fi rămas vreo urmă de os pe undeva. Și în funcție de ce mașină de tocat aveți, poate este nevoie să tocați carnea în bucăți mai mici ca să încapă pe fanta mașinii de tocat. Uitați, aici este zona asta albă care trebuie îndepărtată și am să tai și carnea din jurul ei ca să arunc cât mai puțin. La mine fanta mașinii este foarte îngustă, așa că trebuie să iau bucățile la mână și să le tai în cuburi mai mici.
Mi-am instalat mașina de tocat, am terminat carnea de curățat, am curățat și usturoiul și mi l-am adus aproape. Trec carnea prin mașina de tocat. Ca și la cârnații de porc, folosim cea mai mare sită pe care o avem în dotarea mașinii de tocat. Deci cu găurile cele mai mari. Tocăm carnea, pe măsură ce o toc eu o pun într-un lighean mai mare în care să pot să o frământ după aceea. Și la final, când am terminat carnea, eu dau și usturoiul tot prin mașina de tocat. Puteți să-l treceți și prin presă, dar ce rost are. Punem toată carnea și usturoiul tocat într-un lighean încăpător și punem aici sarea și condimentele, piperul măcinat proaspăt, cimbru uscat. Dacă doriți, puteți să mai adăugați și alte condimente, de exemplu, boia de ardei, semințe de chimen, poate fulgi de chili dacă doriți niște cârnați mai picanți. Frământăm energic cam 10-15 minute, timp în care începem să adăugăm și apa. Eu am pus 400 de mililitri de apă la cele 5 kg de carne. Pe măsură ce frământăm, veți vedea că compoziția se schimbă, nu mai este granulată, ci devine păstoasă datorită proteinelor din carne. Frământați, cum spuneam, 10-15 minute, timp în care, bineînțeles, puteți să mai faceți și câte o pauză. Așa arată la sfârșit, este ca o pastă și e foarte lipicioasă, se lipește foarte tare de degete. Ca să gustăm carnea, să vedem dacă e suficient de bine condimentată, formăm 2-3 chifteluțe, depinde câți decidenți sunt în fiecare familie, eu am făcut doar 2 chifteluțe, pe care le frigem într-o tigaie pe ambele părți, cam așa arată la interior, încă e fierbinte. Gustați chifteluțele și decideți împreună cu familia dacă mai e ceva de adăugat. Adăugați ce lipsește și mai frământați puțin compoziția. Când gustul ne mulțumește, trecem la umplut cârnații. Scurgem mațele de porc de apa în care au stat și băgăm primul maț pe pâlnia mașinii de tocat. Dacă alunecă greu, se poate întâmpla, ungeți pâlnia cu puțină apă sau cu puțin ulei. Lăsați la capăt o bucată de maț liber pe care o vom înnoda. La pasul acesta, ideal ar fi să fie 2 persoane, să aveți pe cineva care să vă ajute. O persoană se ocupă de carne, să împingă carnea prin fanta mașinii de tocat, iar cealaltă persoană se ocupă să tragă cârnații încet, încet, astfel încât mațele să fie bine și uniform umplute, nici foarte tensionate, ca să nu existe pericolul să se spargă, dar nici prea moi, ca să nu rămână goluri de aer în interior. Deci fiecare persoană trebuie să-și descopere cadența și cea care împinge carnea, dar și cea care trage cârnații. Dacă nu ați mai făcut cârnați, o să vă dați seama foarte repede cum funcționează lucrurile și cum să faceți ca să găsiți ritmul cel mai bun. După ce am umplut toți cârnații, îi luăm la mână și încercăm să egalizăm grosimea pe toată lungimea mațului. Apoi decideți ce mărime de cârnați vă place cel mai mult, să fie undeva între 15 și 20 de centimetri lungime și începeți să îi răsuciți din loc în loc. Cam așa arată salba mea de cârnați. Și după ce formați cârnații, abia atunci puteți să înnodați bucata de maț lăsată liberă la capete. Mie nu-mi place să atârne așa, după ce îi înnod, tai bucata asta de maț. Dacă s-a întâmplat să rămână goluri de aer, nu e de dorit, dar se întâmplă. Înțepați acolo unde este golul de aer cu vârful unei scobitori. Așa arată cârnații mei, i-am terminat de modelat pe toți. Urmează să îi lăsăm la zvântat, înșirați-i pe un băț lung și lăsați-i să se usuce puțin într-un loc răcoros și bine ventilat,
de preferat prevăzut cu plase pentru insecte sau pentru păsări, aveți grijă și la animalele de companie. Lăsați cârnații la zvântat 2-3 zile și după aceea sunt numai buni pentru consum sau pentru pus în pungi și păstrat la congelator. Cârnații se pot păstra la congelator până la 4 luni, iar dacă vi dați pungile, puteți să-i păstrați chiar și mai mult, 6-7 luni. Apoi, cârnații de pasăre pot fi pregătiți exact la fel ca și cei de porc. Dacă vreți o variantă mai dietetică, într-o tigaie antiaderentă sau la cuptor sau pe un grill de teflon sau la grătar. Dragilor, sper să vă placă rețeta mea, neapărat să-mi spuneți dacă ați încercat-o. Vă doresc spor la treabă și ne auzim curând cu o nouă rețetă. Numai bine!